mulți ani, dragostea mea. Happy birthday to you. Mami. Mami? Te iubesc. Noapte bună, mami. Este ora 12 noaptea și este ziua lui Niklaus. Face 2 anișori. Pe data de 4 s-a născut el. Da. Mâine îi dăm cadou aș până anima. Te iubesc. Dimineața. Asta o să-i fac lui Niklaus. Mickey ăsta. El evident că nu știe ce e ăsta și ce fac cu el. Îi dau cutia. Da, mama, cutia. Și... așa arată, e formă 3D. Eu voi umple cu blat și după vedem cum o decorăm, ce facem cu ea. Am revenit din bucătărie și avem aici forma. O să facem un blat simplu cu vanilie și văd eu cu ce îl decorez sau cum îl fac. Mickey, mama! Și am pus aici 3 ouă, am pus un praf de sare și o să mixez tot. Am aici făină, am ulei, am esența de vanilie și o să punem și zahăr. Am mixat cu zahărul până și-a dublat forma și s-a albit, adică da, și-a schimbat și culoarea. Am pus, ați văzut, uleiul, am pus esență de vanilie și acum am pus 100 de grame de făină și o să-l adaug ușor, nu o să-l cern pentru că nu știu unde mi-e sit acum, dar dacă îl adaug eu ușor deasupra, câte puțin, câte puțin, nu se întâmplă nimica. Este gata și este foarte, foarte bun. O să-l turnăm cumva până pe aici, o să unesc formele. Mica asta acolo se joacă cu Lego. Am mai adus o tavă, că în cazul în care fuge blatul afară, să fugă pe tava asta mai bine. Și o să turnăm aici. Ușor. Am emoții. Wow! Am reparat situația, la forma asta trebuia să aibă și niște țevi pe care le pui aici, ca să nu se deschidă forma când torni blatul. Și eu forma asta am luat-o de la un second de mobilă. Nu avea chestia asta, așa că am pus eu de frigărui. Asta e. Vedem și acum să sperăm că e tot o regulă. Am mai pus acolo, nu știu dacă să mai pun. Ok, nu mai curs. Așa arată și așteptăm să se răcească și după îl scoatem. Așa a ieșit, doar că aici, în partea asta, cum o curs puțin, s-a lipit urechile și sunt foarte subțiri și e cam distrus la cap. Dar văd eu ce-i fac, să-i pun un... Dați să vă arăt, vedeți, aici. O să-i pun eu cioco sau văd eu ce și lipesc. Sau glazură din aceea de turtă dulce o să fac. Și o să încerc să îl decorez. Dacă nu, o să-l dau așa, că are un gust foarte intens de vanilie. Și o să încerc să-l scot tot și o să-l dau să-l mănânce, nu știu. Vedem. A, oricum, am vrut să-i fac lui ceva dulce. Și o să-i dăm și cadou. Puțin mai târziu. Thank you.
Ca să vă zic cum trebuie. Asta nu, asta ce-o rămas de la pleacă. Am pus un strop de sare și albușul de... Doamne, de ou. Albușul de ou. O să bat asta cu mixerul acum. Am aici zahăr pudră, 100 de grame și o să pun câte o lingură, mixez, pun o linguriță de zeamă de lămâie, câte puțin, după gust. Dar zahărul pudră îl pun tot, lămâia după gust. Wow, cât de lucioasă e glazura asta. O să decorăm, Miki. Să vă arăt finalul și arată atât de bine. Nu e cu negru, dar e cu cacao făcut acolo și cu glazură. Cât de frumoasă! Cine-i? Pocoyo? Ce-i acolo? Ce e aia? Cuburi, mama! Nu trebuie bateriile astea. Nu? Trebuie să desfacem mașinuțele. Nu, cred că mai dorme. Păi nu știu. Nică. Acolo ce-i cu caură? Era o tușieră, dar nu eu dau. Că umple tot cu tuș. Și ștampile, înțelegi, pentru copii. L-am observat că nu e o ștampilă atât de puternică, nu prea merge, știi? Dar o să eu mai dau din când în când, când e cu mine, când ne jucăm împreună. Wow, unde e avionul? Uite, vezi, ștampile. Hei, și asta? Nu te uiți, ce-i asta? Cuburi, mama! Stai, ce pucuiu frumos! Pucuiu! Normal și tigrișor era aici, dar l-am dat mai repede. Cuburi! Ce frumos! Uite, calul! Ia să punem hârtile pe o parte. Hai să ia mama hârtile. Așa. Ia să vedem. Și ăsta? Nu vrei și ăsta să-l vezi? Ăsta? Avem așa. Avem ciocanul. Să-i final aici. Ce insistă? E gata și cu ziua lui Niclas, bine, o să-i țin ziua acum săptămâna viitoare, după data de 10. Acum i-am făcut așa, i-am dat noi cadourile și ați văzut jucărelele pe care le-a primit, cuburile, am venit și cu elefanțelul, cu niște acadele, pentru că le-ai plac, vine și arăt. Astea, vreau să le deschid pe toate. Așa. A, uite că avea și oul. Am uitat să-i dau ou. Am uitat să-i dau oul, dar o să-i dau acum. Ciocolata Kinder, o iubesc, ador. Și desigur i-am dat și lui Niclas și vreau să-l ascund, că deja exagerează. Gata, mama, mai bucățica asta? Mă duc să-l ascund. Deci a câștigat... A câștigat-o pe Rapunzel. Arată foarte bine, o să pun lângă cărți. Și cred că o să mai cumpăr o din astea, chit că sunt mai scumpicele, dar o vreau neapărat pe Bella. Și cred că are și cartea în mână. Știți că eu sunt mare fană Frumoasa și Bestia și o vreau pe Bella, neapărat. Și chiar e drăguță, adică arată chiar bine. Da.
Dai mama să focalizeze. Da. Nu mă lasă. Am o ciudă că nu pot să vă arăt cărțile pentru Secret Santa pe care le-am cumpărat. Acum că au venit cărțile, am așteptat după cărțile astea, cred că vreo 2 săptămâni. Nu știam ce se întâmplă, de nu mai apar. Și acum că au ajuns, neapărat mă pun să fac cadou. Nu pot să vă arăt prea mult. O să vă arăt cum le-am ambalat, nu știu ce să vă arăt, pentru că n-am cum să vă arăt tot ce e acolo. Că nu vreau să dezvălui secretul. Și Niclaus, vreau să vă arăt ambalajul cu care eu ambalaiez cadourile de Secret Santa. Și mă pun să fac bilețele și să vă arăt primul colet gata. Cam așa arată, nu vă arăt chiar tot, că să nu se prindă persoanele la care fac. Și așa vă arăt cam tot pachetul cu bilețele. Gen, la cutia aia mai am descris scrisoarea și cred că atâta. Sper că atâta. Să nu cumva uit ceva. Oricum nu o sigilez până nu le trimit. Să știu sigur că n-am uitat ceva. Mai ales după ce le fac și pe celelalte două, atunci sigur îmi amintesc dacă uit ceva. Dar știu că doar scrisoarea mai am descris. Bine, scrisoarea o să scriu câteva rânduri acolo de Crăciun și gata.